După ce premierul și președintele Finlandei au declarat că trebuie să solicite aderarea la alianța militară NATO, fără întârziere, Rusia nu a rămas indiferentă. Se pare că mai mulți politicieni cu funcții cheie din Finlanda au fost avertizați că Rusia ar putea întrerupe astăzi furnizarea gazului către țara lor. Joining NATO would be not against anybody. We would like to maximize our security in way or another while thinking membership in NATO. Aceasta este declarația care a pus Rusia pe foc în condițiile în care Federația Rusă nu își dorește vecinii în alianța militară NATO, considerată o amenințare la adresa țării. Prin urmare, Rusia se gândește să pedepsească Finlanda prin întreruperea de gaze. Mai mulți politicieni cu funcții cheie din Finlanda au fost avertizați că Rusia ar putea întrerupe vineri furnizarea către țara lor. Președintele finlandez Sauli Niinisto și premierul Sanna Marin au anunțat că Finlanda va depune cerere de aderare la NATO. Acum, când se apropie momentul luării deciziilor, ne exprimăm punctul nostru de vedere egal, inclusiv pentru informarea grupurilor și partidelor parlamentare. Aderarea la NATO ar consolida securitatea Finlandei. În calitate de membru al NATO, Finlanda ar consolida întreaga alianță de apărare. Finlanda trebuie să depună fără întârziere cererea de aderare la NATO. Sperăm că pașii naționali care mai sunt necesari pentru a lua această decizie vor fi făcuți rapid în următoarele zile. Finlanda, care împarte cu Rusia o frontieră de 1300 km și un trecut dificil și a intensificat treptat cooperarea cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord în calitate de partener de la anexarea Crimeei de către Rusia în 2014. Însă până la invazia Rusiei în Ucraina, țara nordică s-a abținut de la aderare pentru a-și menține relația de prietenie cu vecinul său estic. Acum poziția finlandezilor se pare că s-a schimbat. Sprijinul public finlandez pentru aderarea la NATO a crescut la cifre record în ultimele luni, ultimul sondaj realizat de postul public de televiziune, indicând că 76% dintre finlandezi sunt în favoarea aderării și doar 12% împotrivă, în ciuda amenințărilor făcute de Rusia că vor exista consecințe militare și politice grave în cazul în care Finlanda și Suedia se vor orienta spre NATO, cele două state nu dau ascultare Kremlinului. Mai mult, după declarația recentă a oficialilor Finlandei și Suedia, este așteptată să-și anunțe oficial dorința să adere la alianță.